Bună ziua, la mulți ani, vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc un an cât mai bun, cu sănătate și ne dorim ca în anul care vine să avem conferințe de presă cât mai dese, bineînțeles de câte ori și situația o impune. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns solicitării noastre de a veni la Consiliul Județean pentru a prezenta un raport de audit, de fapt concluziile unui raport de audit ce vizează aeroportul internațional din Bacău. Și aș vrea să încep cu faptul că nu am făcut niciodată un secret sau modul de lucru pe care l-am avut de la preluarea mandatului s-a bazat pe documente și s-a bazat în primul rând pe constatări făcute ori de către audit, ori de către corpul de control, ori, cum este cazul de astăzi, un audit independent realizat la atât la aeroportul internațional. Noi am mai făcut în decursul timpului, într-o perioadă de 2 ani de zile, am făcut audituri atât la DGASPC și ați văzut și rezultatele restructurării la DGASPC, audit și control, apoi la drumul județene, unde vom vedea calea de urmat, și la cam toate instituțiile subordonate. Toate deciziile pe care mi le-am fundamentat, le-am fundamentat pe baza unui audit, pe baza unei constatări din teren, pentru că nu ai cum să vii ca și conducător al Consiliului Județean, ca și președinte al Consiliului Județean și să ai pretenția că le cunoști pe toate, iar deciziile pe care trebuie să luate, în mod evident, trebuie să luate fundamentat. Tocmai pentru a îndepărta subiectivismul vreunei decizii și să eliminăm cât mai, să fim cât mai obiectiv în ceea ce avem de făcut. Eu am să încep cu faptul să readuc așa în să fac un istoric. În 2022 a apărut ideea unui audit independent la aeroportul internațional, un audit prin care să avem soluțiile pentru dezvoltarea aeroportului. Vreau să vă spun din capul locului că auditul respectiv nu a privit sau nu s-a fundamentat, n-a fost îndreptat împotriva unei persoane sau împotriva unei conduceri, ci pur și simplu pentru a analiza sistemic performanța aeroportului și ceea ce este de făcut în continuare, liniile de urmat. În așa fel încât să avem un to-do list în viitor și să vedem unde putem îndrepta aeroportul și care sunt direcțiile de dezvoltare și pe ce anume trebuie să facem. Ce trebuie schimbat, ce trebuie îmbunătățit, cum ne raportăm la piață. Știm foarte bine că în anul 2021 a fost un an pandemic care a afectat toate aeroporturile nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Mai avem conflictul din Ucraina, care, în mod evident, a afectat deciziile operatorilor pe aeroporturi. Ca atare, în decursul unui an de zile, am ținut cont de toate aceste aspecte, am ținut cont de piață, de faptul că și creșterea combustibilului a avut un impact major, a avut un impact major asupra activității aviatice comerciale desfășurate pe toate aeroporturile din naționale. Faptul că aeroportul internațional din Suceava sau din Iași
au o creștere, se datorează în primul rând conflictului din Ucraina. Se vede foarte clar în momentul când Cernăuțul are, nu poate decola de pe zona Cernăuțului, la fel și din zona Chișinăului, evident că se îndreaptă spre aeroporturile cele mai apropiate, în așa fel încât să, în așa fel încât și companiile se orientează pe această zonă. Nu am stat, tocmai asta am făcut, nu am stat cu mâinile să n-am prevăzut acest lucru și înainte de a mai fi anumite speculații, cu o societate independentă cu, de audit din București, în decursul la aproximativ 9 luni de zile, sper că nu mă înșel, s-a analizat activitatea aeroportului. Și s-a analizat activitatea aeroportului prin prisma dezvoltării acestuia. Eu am să vă citesc foarte puțin, că nu vreau să... Care au fost obiectivele acestui audit. În primul rând a fost regândirea modului de organizare, eficientizarea activității angajaților, atragerea de operatori pe aeroport, creșterea numărului de pasageri și a gradului de satisfacție a acestora. De fapt, dacă e să fiu foarte, foarte clar, eu am avut o discuție cu președintele Wizz Air în care i-am solicitat să ne transmită ce anume doleanțele are ca noi să venim în întâmpinarea acestora. Și cum am putea să venim în întâmpinarea acestora? După o analiză foarte bine fundamentată în care s-a discutat atât cu pasageri, cât și cu personalul de la aeroport, cu operatori, s-a ajuns la anumite concluzii în cadrul raportului, iar la raport finalizat în noiembrie, de asemenea, am prezentat raportul conducerea aeroportului, nu au fost obiecțiuni. Toate aspectele de acolo care au fost puse în cadrul constatărilor și nu constatărilor, în cadrul constatărilor și liniilor de urmat nu au fost contrazise de nimeni. Din contră, mai mult decât atât, am avut chiar colaborarea pe acest lucru, pe acest audit și s-a desprins următoarea idee principală. Principala idee este ca regia autonomă să se transforme în societate pe acțiuni. Cred că asta este pilonul principal al acestui audit. Faptul că regia autonomă, așa cum o definește și legea, este o regie independentă, autonomă. E adevărat creată de către Consiliul Județean, dar deciziile financiare și nu numai de dezvoltare țin de un mandat. Un mandat dat în 2019, dacă nu mă înșel, și care undeva urma să se închidă pe la mijlocul anului 2023. Sper că nu mă înșel. În toată tot ceea ce a stat la baza a ceea ce dânsii ne-au transmis, să știți că ține de, în primul rând, de faptul că ei au făcut un studiu de piață și au analizat și celelalte aeroporturi din jur, au văzut și adresabilitatea acestora, au ținut cont și de ceea ce înseamnă contextul pandemic și a zis, domnule, ar fi mai bine și mai flexibil să putem să avem o societate pe acțiuni, o societate pe acțiuni care la un moment dat, adică în mod cert, va fi deschisă și către zona privată, în care să avem și decizia acționarilor,
Pentru că regia autonomă presupune în felul următor. Decizia se ia de către Consiliul de Administrație, se comune la Consiliul Județean, iar Consiliul Județean adoptă pe baza deciziei Consiliului de Administrație, să zicem, bugetul de la începutul anului și nimic altceva, că doar partea de finanțare pe care am avut-o pe investiții. Unul din principalele, pe lângă această concluzie, principala concluzie pe care a tras-o auditul, a doua concluzie a fost să transformăm tot ce înseamnă manager de la nivelul aeroportului în manager cu contract, în manager cu mandat, în care să aibă indicatori de performanță măsurabili, să se stabilească obiective clare, smart, accesibile, realiste și determinate în timp, prin care să arate, adică să scoată într-un final profitabilitatea aeroportului. Mai mult decât atât, toate aceste obiective să fie scalabile, care sunt scalabile, mă scuzați, să fie cascadabile, adică să coboare până la ultimul om decizional din cadrul aeroportului. Lucru care, să știți că în decursul acelor 2 ani am încercat să-l fac și încerc să-l fac și la celelalte instituții pe care le avem în subordine, inclusiv în cadrul Consiliului Județean. Un lucru s-a desprins clar din cadrul raportului și anume faptul că trebuie înființat un departament, o direcție de vânzări care să se ocupe în mod exclusiv cu vânzarea serviciilor din cadrul aeroportului, cu optarea de operatori noi, deschiderea de noi rute, nu în ultimul rând măsurarea satisfacției celui care utilizează, beneficiarului, pasagerului. Și plus direcții orientate spre dezvoltare. Nu trebuie privit doar din punct de vedere al pasagerului, ci trebuie dezvoltată această strategie și pe zona de cargo și pe zona de servicii conexe. Și am să vă enumăr, de exemplu, școală de pilotaj, spălătorii, închirierea de spații comerciale, ținând cont că trec extrem de mulți pasageri într-un final și care a fost câți pasageri au beneficiat de serviciile aeroportului și de operatori. O să rămâneți un pic surprinși, că am văzut că în presă s-a cântat, nu în presă, adică anumiți să zic așa, opozanți politici a cântat, cântă prohodul aeroportului. Cred că o politică orientată care să nu fie defensivă, care să fie spre vânzarea unor servicii, poate aduce dezvoltarea aeroportului și nu numai, poate aduce și o zonă de profitabilitate. Vreau să specific, Consiliul Județean a sprijinit aeroportul doar investițional, adică noi am participat financiar doar pentru realizarea unor investiții, adică am fost cofinanțatori pe fonduri europene, ceea ce se vede acum la aeroportul din Bacău, care arată ca un aeroport extrem de modern, cu o pistă modernă, și cu toate facilitățile, este și contribuția Consiliului Județean prin cofinanțare. Dar altă susținere din punct de vedere financiar, aeroportul din Bacău nu a avut cum să aibă, fiind regie autonomă. Deci nu s-au aplicat subvenții, pentru că altfel s-ar fi suprapus cu ajutorul de stat. Anumite cheltuieli care s-au făcut trebuiau să se facă în conformitate cu prevederile legale referitoare la Consiliul Concurenței. Mai mult decât atât, în mare v-am specificat cam care ar fi rezultatele
raportului de audit și cu măsurile date. O altă parte se referă la o reorganizare, un alt sistem de organizare al aeroportului și aici mă refer la organigramă, o măsurabilitate a încărcării pe post a fiecărui angajat, apoi trecerea corespondent cu trecerea pe cartelă electronică pentru a realiza, a măsura foarte clar activitatea din cadrul aeroportului, a vedea unde sunt deficiențe și unde nu sunt. Dânșii mi-au făcut și un flux, de asemenea au făcut și o analiză pe rute, care sunt solicitările pasagerilor și care sunt posibilitățile noastre de a le oferi. Nu în ultimul rând, eu aș vrea, chiar dacă au coincis cu plecarea, și am să revin asupra subiectului, cu plecarea, adică mutarea bazei, nu este plecarea Wizz Air, mutarea bazei de la Bacău, vreau să vă explic că mutarea bazei înseamnă plecarea unui avion care era garat pe aeroportul internațional și a fost relocat în altă parte, dar nu în țară, adică nu s-a mutat o bază de operațiuni de la Bacău în detrimentul altuia. Wizz Air continuă să opereze pe Bacău. De la 1 februarie ei au anunțat într-o videoconferință, și aici o să mă leg și de demisia doamnei președinte Chelaru, într-o videoconferință ieri, în jur de 11 sau 10 jumătate, au anunțat că intenționează să-și mute baza sau să nu mai aibă bază la Bacău, dar să opereze în continuare, acest lucru urmând să se întâmple de pe 1 februarie. Eu am rugat, bineînțeles, aeroportul să facă un comunicat clar cu ce se întâmplă cu cei care, dacă au bilete, n-au bilete, să știe fiecare care sunt modificările care s-au produs în cadrul operării pe aeroport, și cred că v-au parvenit un comunicat de presă un pic înainte de conferința de presă. Asta nu înseamnă că se închide sau că Wizz Air-ul pleacă din Bacău și nu mai operează. În același timp, noi suntem în tratative, că am început de anul trecut, suntem în tratative să extindem area de activitate. Am plecat în primul rând după rezultatele raportului de audit și am solicitat punctul de vedere a Ministerului Transporturilor și a Consiliului Concurenței, asta de undeva din luna decembrie, după finalizarea auditului, am solicitat punctele de vedere, le-am primit undeva pe la finalul lunii decembrie și de la Transporturi și de la Consiliul Concurenței. Ne sunt favorabile, adică putem să transformăm, avem anumite condiții de îndeplinit, tocmai pentru faptul că în aeroportul internațional sunt investiții din fonduri europene și nu cumva această modificare organizațională și de formă și de fond să nu afecteze ceea ce noi am accesat în anii care au trecut, mă refer din 2016, 2017, 2018, finalizând undeva în 2019 și nu numai, pentru că investițiile au continuat și în anul 2022, dacă nu mă înșel, cu sistem de siguranță. Tocmai de asta a trebuit să procedăm cu foarte mare atenție. Nu am ieșit public, demersurile erau începute de un an de zile, nu am ieșit public să fac acest lucru. Trebuie să recunosc că am fost oarecum forțat sau a coincis într-un mod, da, oarecum forțat de faptul că a anunțat Wizz Air-ul că își mută baza și atunci a trebuit să fac anumite clarificări. Dintr-un punct de vedere să arăt că există un plan pe care îl vom aplica în continuare, un plan care n-a început de ieri și n-a început nici prin demisia directorului general. Demisia directorului general, președintelui executiv, a survenit ca urmare
a videoconferințe pe care au avut-o cu I0, repet, o spun la modul cel mai corect că vreau să se facă distincție dintre cele două chestiuni, cu atât mai mult cu cât modul de organizare a fost agreat din decembrie cu conducerea aeroportului, actuala conducere a aeroportului. Cred că faptul că am văzut în media publicat de într-un mod populist o înfierare a aeroportului, se cântă Prohodul, că s-a terminat, că PSD-ul sau nu știu mai cine a îngropat aeroportul, să știți că tot aceeași echipă care a fost până să zic ieri, are o perioadă de preaviz de 30 de zile, a implementat fonduri de 60 de milioane, 75 de milioane de euro. Trebuie să specificăm acest lucru, fără de care aeroportul nu arăta așa. Piața ar fi fost la fel. Piața pe ceea ce înseamnă aviația comercială ar fi fost exact la fel. Dar noi nu avem dezvoltarea infrastructurii. Un lucru l-au consemnat cei din audit, de cei care au făcut auditul, și un lucru care eu l-am specificat și l-am mai avut în discuție. Într-adevăr, conducerea aeroportului a fost orientată, dacă e să zic așa, ca un, nu neapărat ca un reproș, a fost orientată doar pe partea asta de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare. Iar partea de comercializarea serviciilor aeroportului, de promovare, de comunicare chiar, pentru că poate și obtuzitatea în comunicare față de noastră au creat anumite interpretări. Bineînțeles că dacă nu ai informație, evident că o completezi. Dar comunicate oficiale mai puține, chiar și cu întreruperea cursurilor sau ce se întâmplă, nu au apărut. Asta e un lucru pe care noi l-am discutat. Am mai avut discuția asta. Iar în audit, același lucru mi s-a consemnat, dacă e să iau așa. Auditul nu reprezintă acest audit, o să vă și citesc de pe el un singur lucru cu care cred că auditul este documentul confidențial, este dedicat managementului creat pentru a analiza opțiunile de dezvoltare a aeroportului George Ionescu din Bacău, internațional George Ionescu din Bacău. Ca atare nu a fost îndreptat asupra unei persoane, ca să eliminăm din capul locului vreo altă interpretare care ar putea aduce, să zicem așa, inexactități în comunicarea publică. Mai mult decât atât, conducerea aeroportului internațional, împreună cu echipa de la Consiliul Județean, au reușit totuși implementarea a 75 de milioane de euro. Ori cei care i-am văzut ieșind public din opoziție sau, de fapt, din alianță, nu știu dacă au măsura sau au calitatea de a aprecia un lucru atât timp cât eu n-am văzut nimic notabil realizat de persoana respectivă sau de persoanele respective. Nu am văzut implementarea unui proiect cap-coadă, nu am văzut un rezultat palpabil pentru județul Bacău, nu am văzut o propunere notabilă pentru județul Bacău. De critici suntem toți buni, extrem de buni, dar de o aplicare coerentă, de a aduce un rezultat, de a veni cu un rezultat cuantificabil, mai puțin. Zona asta populistă, să știți că creează mari probleme și deficit, nu doar de, nu e vorba de o luptă politică, eu discut din punct de vedere administrativ. Poate crea, chiar genul ăsta de intervenție, poate crea un deficit aeroportului internațional care nu aparține unei entități anume. Ține de toți locuitorii județului Bacău. Am venit cu un plan și vin cu un plan coerent, așteptăm, am dat un termen de 30 de zile
pentru interimat, o să numesc un președinte interimar. După ce numim președintele interimar, dar oricum noi suntem în faza avansată de a vedea calea de urmat, mă refer din transformarea regiei autonome în societate pe acțiuni, și aici nu se poate face nici pe genunchi, e un patrimoniu care trebuie evaluat, e un patrimoniu care trebuie transformat în acțiuni, valoarea acțiunii trebuie determinată foarte corect și sunt convins și noastră sunteți conștienți că nu se poate realiza la nivelul Consiliului Județean. Tocmai de asta am apelat la o casă de avocatură din București care să ne dea pașii legali care trebuie să îndepliniți. Asta a fost recomandarea făcută de către cei care au realizat auditul, asta am pus în aplicare, vedem ce greutăți întâmpinăm sau ce probleme sunt prin această transformare. Ideea finală este de a ajunge inițial, evident că acționarul, unicul acționar va fi Consiliul Județean, dar cu posibilitatea de a scoate, și asta vreau, intenționez, să vin să listăm pe bursă o parte din acțiuni, care să ne ofere nouă controlul principal, dar să fie, să implicăm în conducerea aeroportului, în deciziile importante ale aeroportului și investitori privați și investitori care sunt interesați de dezvoltarea activității aeroportului. Mai mult decât atât, cred că dezvoltarea activității aeroportului trebuie legată și de PUZ. PUZ-ul care l-am făcut și care l-am e prezentat de acum 2 ani de zile ca zonă de dezvoltare a Bacăului. Ca o zonă în care trebuiesc aduse societăți care să desfășoare activitate în proximitatea aeroportului. Noi suntem în tratative cu societate, n-aș vrea să dau numele, dar o să facem cunoscut, sperăm să finalizeze, pe zona de cargo. Trebuie să dezvoltăm pe zona de cargo și asta înseamnă concesionarea terenului din jurul aeroportului, ceea ce avem noi în proprietate, și a venit și cu zona de cargo pentru a asigura activitatea aeroportului. Și cred că astea sunt câteva direcții pe care le-am avut și nici s-a dat și din raportul de audit, dar nu trebuie să privim doar pe zona de transport pasageri. Trebuie să dezvoltăm și pe zona de cargo, mai mult decât atât. Gândiți-vă că totuși noi ne aflăm într-o zonă oarecum strategică, la mijlocul Moldovei. Atât timp cât ține războiul din Ucraina, evident că majoritatea pasagerilor, sau nu, majoritatea operatorilor se duc către zonele unde sunt concentrate ca și pasageri. Bacău, în acest moment, evident că a fost văduvit. Nu este județ de graniță. Nu, aeroportul nu se află la graniță cu... Că altfel am fi fost în situația Iașului, care ați văzut cum arată ca și aeroport, și am fi fost și în situația, să zicem, a Sucevei. Dar aici chiar vreau să punctez anumite lucruri. Vedeți, s-a făcut afirmația că noi, sau că sub conducerea Consiliului Județean a PSD-ului s-a îngropat aeroportul. Păi pe cale de consecință faptul că Ryanair a plecat de la Oradea și au anunțat tot într-o videoconferință. Au plecat de la Sibiu, au plecat de la Suceava. Înseamnă că președinții de consilii județene de acolo, care întâmplător sunt și din zona PNL-ului, au îngropat aeroportul de acolo? Este pur și simplu o consecință a pieței. Mai mult decât atât, vreau să, nu știu dacă ați văzut articolul, cred că ați publicat, prin care Wizz-ul își suspendă din 16 februarie aeroportul capitalei regiunea Apulia va opera în altă parte. Este o consecință a pieței și nu putem să
punem pe un management, să zic, defectuos, dacă vreți să vă spun că raportul nu scoate în evidență un management defectuos. Scoate în evidență orientarea către o altă formă de organizare. O altă formă de organizare care, prin fosta formă de organizare, nu puteam aplica anumite măsuri. Nu putem să capitalizăm aeroportul. Noi am luat o măsură în decembrie care îl afectează financiar. Afectează financiar aeroportul. Am redus tarifele și taxele, tocmai pentru a atrage operatori. Se pare că pentru Wizz Air n-a fost de ajuns, să zicem, asta a fost o măsură luată la nivel la nivelul conducerii companiei și în toate țările, nu doar în Bacău. Nu vreau să transformăm o chestiune care e la nivel național sau la nivel internațional într-o problemă locală, că chiar nu este o problemă locală. Dacă suntem obiectivi cu noi, nu reprezintă o problemă locală. Așa cum s-a speculat, că e o chestiune de management. Ce am spus, eu vă recunosc cinstit, nu prea sunt omul să mă ascund după degete. Nu am avut întotdeauna aceleași păreri cu președintele executiv. Nu am fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă. Dar trebuie să recunosc un lucru. Investițiile s-au realizat sub bagheta dânsei, doamnei director general, doamnei președinte. Faptul că am avut opinii divergente de cursul de un an și ceva, asta nu înseamnă că schimbăm un om că va fi mai bine. Nu. Trebuie schimbată forma de organizare. Trebuie schimbată orientarea către pasager și trebuie schimbat și modul de abordare. Nu cred că demisia este un act unilateral pe care eu am acceptat-o în momentul când a venit de la și m-a anunțat cu baza. A venit și a zis că își depune demisia. Am acceptat-o. Oricum noi eram în discuții de reorganizare, ceea ce însemna și partea de a schimba în societate pe acțiuni și apoi a scoate la concurs pe bază de, așa cum am spus, de plan de management înainte de termen, să scoatem la concurs posturile de management din cadrul aeroportului. Pentru a nu avea turbulențe, să zic așa, să mă exprim, o să asigurăm o continuitate a aeroportului. Doamna va sta încă 30 de zile și va gestiona problemele aeroportului, urmând ca eu să numesc un director interimar și în același timp să ne asigurăm că anumite rute vom încerca să le acoperim în așa fel încât să nu avem pierderi. Să știți că o rută se construiește foarte greu și tocmai din cauza asta eforturile noastre se îndreaptă și nu de acum. S-au îndreptat cam de vreun an de zile, tot încercăm să îi curtăm, de fapt, pe Ryanair, tot îi curtăm pe Ryanair, dar n-am reușit să ajungem la o înțelegere. Și nu neapărat doar prin conducerea aeroportului internațional, ci și prin... Și eu m-am deplasat și eu am încercat prin ambasada Irlandei, dar dânșii au o conducere externalizată. Nu au conducere nici de stat, nici au conducere... Un management care s-a schimbat, asta a fost și ghinionul nostru, care s-a schimbat între timp cu altcineva tot din zona privată și n-am reușit să dăm de capătul firului, să zic așa. Suntem într-o zonă în care tot încercăm să ajungem la dânsii, vom vedea. Nu vreau să fac și nici n-am făcut promisiuni, nici nu vreau să fac. Încercăm și cu companii românești, încercăm să acoperim tot deficitul care s-a creat prin mutarea bazei, repet. Dar, să știți, orice companie aeriană, mai ales de low cost, nu-și mai poate face în acest moment vreo strategie pe termen lung. Ăsta este și rostul mutării unei baze. Se poate dezvolta, ei operează în continuare pe aeroport, sunt sub contract,
Doar că a mutat o bază. E adevărat cu pierderea unor rute pe care noi trebuie să o compensăm sau să ne străduim să o compensăm. Dar să știți că nu ne mai poate da nimeni, indiferent ce companie vine sau ce companie este, nu ne mai poate da nimeni o predictibilitate pe zona, pe această zonă, pe zona de operare. Și, repet, aici nu poate fi transformată într-o problemă locală. O schimbare de paradigmă, în mod esențial, trebuie făcută. Și, de fapt, asta și-am încercat în decurs de un an de zile și asta și vreau să duc până la capăt, o schimbare de paradigmă în așa fel încât aeroportul internațional să devină nu doar un aeroport bazat pe profit, ci și de, ca o zonă de dezvoltare din jurul aeroportului. Aș vrea să, în susținerea ceea ce am spus, apropo de faptul că tot din raport cu, am făcut eu o mică completare, numărul de pasageri pe aeroport, dacă ne raportăm la, doar la acest indicator, în 2019 a fost de 447.531, când nu era COVID-ul. Când s-a preluat conducerea, sau s-a continuat conducerea, pentru că știu că e o perioadă mai lungă. În 2020, 119.970. În 2021, 379.947. Iar în 2022, 556.327. Sunt date oficiale și care pot fi verificate fără nicio problemă. Eu dimineață le-am actualizat pentru că m-am uitat inițial, era trecut, ceea ce făcuse auditul era trecut până la mijlocul anului și nu mi-am dat seama că de fapt era jumătate din ceea ce se făcuse o analiză până la finalul lunii iunie. La finalul lunii decembrie avem 556.327 de pasageri care au tranzitat aeroportul din Bacău. Acum, spuneți dumneavoastră că asta era unul din indicatorii care avea conducerea aeroportului față de ceea ce era și justificat oarecum de pandemie. Eu cred că stă mai bine ca în 2019. E adevărat că această plecare ne va atrage o scădere din punctul ăsta de vedere și noi trebuie să avem o perioadă și o să avem o perioadă până la 1 februarie, să încercăm să acoperim rutele care nu sunt acoperite și care sunt, rămân descoperite de plecarea bazei, adică a unui avion care staționa aici, în aeroportul internațional din Bacău. Așa, de principiu, am spus cam toate aspectele care erau de spus. Aștept din partea noastră, dacă considerați pe anumite lucruri pe care le-am evidențiat, dacă vreți să intru în amănunt sau dacă aveți întrebări. Am două întrebări. Vă rog. Prima ar fi legată de salariul, știu, veniturile doamnei Călău, cum mi se par. Și a doua întrebare e legată de planul de transformare din Odessa. Cum se împacă el cu serviciile pe care aeroportul din câte știu le prestează gratuite pentru niște locuri. Da. Ambele întrebări, eu o să vă răspund ambele. Am văzut speculații, nu am ieșit, am văzut ce s-a dat în presă, știu referitor la venit, am analizat și lucrul ăsta și în cadrul auditului. Eu vă spun că ce nu puteam să fac, nu puteam să-mi fundamentez sau să iau o decizie decât la capătul unui mandat de a modifica anumite condiții din contractul de mandat. Contractul de mandat a fost dat în 2019, eu nu puteam interveni pe el decât în condiții, cum să vă spun, extraordinare, care puteau justifica la un moment dat un proces. A trebuit să fundamentez foarte bine deciziile
date din care trebuie luate. Am văzut lucrul ăsta, am avut discuții referitoare la retribuție. Am avut acest lucru și am, într-un fel sau altul au fost motivate de faptul că s-a lucrat cu fonduri europene. Ulterior nu a mai fost același venit atât de mare, dar raportat la performanță sau eu știu să zic așa, care nu poate fi cuantificabilă în perioada pandemiei, de asta am făcut o comparație cu 2022, dacă ne ducem 2019-2022, s-au îndeplinit anumite criterii. Poate și faptul că contractul de mandat nu a fost extrem de bine cuantificabil și cred că asta am sesizat. Nu a avut o formă foarte clară prin care să pot măsura foarte bine performanța. Și atunci nu puteam să acționez în așa fel încât să reduc un venit, decât având în spate contractul de mandat. Era în mod evident puteam să ne trezim cu un proces și să dăm și banii înapoi conform legii. Știți că s-a mai întâmplat treaba asta. Oricare lucru, v-am spus și la începutul conferinței de presă, că deciziile pe care le iau sau deciziile pe care le-am luat pe baza unui raport de control, ori pe baza unui audit, tocmai să am în spate un document bine justificat. A doua întrebare, dacă... Da, bun, e adevărat că noi prestăm activități sau se folosește pista de către Ministerul Apărării, fiind și o zonă strategică. Vom vedea ce implică, și aici de ce v-am zis că e o întrebare foarte bună. De asta am luat o casă de avocatură să vedem ce implică crearea unei societăți pe acțiuni care lucrează pe profit. Pentru că dezvoltarea sau prestările pe care le realizăm noi sau le realizează o regie autonomă sunt limitate. Ori societatea pe acțiuni trebuie să aibă în primul rând profitul. Mai mult decât atât, apropo de salarii, ca să revin la prima dumneavoastră întrebare. În cadrul reorganizării o să propunem o bază, un salariu de bază și un salariu variabil realizat în funcție de performanțe. Dacă se realizează performanța respectivă pe obiectivul pe care l-am stabilit cu un indicator cuantificabil, clar, de performanță sau de cantitate sau de calitate, definit smart, în așa fel încât să nu fie contestabil, în mod evident, primește sau nu primește indemnizația variabilă. Tocmai asta cred că trebuie motivat în conducerea unui aeroport. Și nu numai unui aeroport, în conducerea oricărei entități, fie publice, fie de natură, cum am zis, IESA sau regia autonomă. Acolo eu nu am avut, în contractul de mandat, eu nu am avut o chestiune foarte clară de care să zic se îndeplinește sau nu se îndeplinește. Fiind formulată la general, atunci lucrurile sunt complicate să intre într-o zonă interpretabilă. Știți că îmi plac lucrurile clare și la obiect și concrete. Da. Domnule președinte, o precizare, o nedumerire, o precizare și două întrebări. Vă rog. Nedumerirea este totuși așa nedumerie mare faptul că un aeroport care este modernizat, are aerogară, are pistă nouă, are alături o societate care asigură mentenanță respectiv Aerostar, care este situat în centrul țării, deci ar fi beneficiarul unor să ajungă în situația asta. Este o nedumerire, am spus. O precizare. Ați spus și ați spus bine aici că atâta timp, sau cel puțin așa am înțeles eu, atâta timp cât aeroportul, Consiliul Județean a avut alături presa, lucrurile au mers ceva mai bine. De aproximativ 2 ani nu mai există
decât o comunicare așa, eventual telefonică. Nu pot să spun că nu s-a răspuns la telefon. Dar să fie atrase companii. Țin minte că erau conferințe de presă în care veneau companiile, că era Wizz, că era Blue Yellow, se făcea împreună cu ziariștii. Erau o comunicare între acești și lucrurile au mers bine, zic. Nu a mai existat acest lucru și rămân surprins pentru că eu am făcut un interviu cu președinte de la compania izraeliană Line, așa, care îmi spunea că dorește foarte mult să amplifice relația cu Bacău în baza a ceea ce fusese odată turismul la Slănic Moldova. N-ați vorbit nimic de charter, probabil că nu știu. Dacă este trebuit. Dacă vreți, eu vă. Nu. Deci, vă spun, de charter, de ce considerați la vremea asta este foarte important și sunt și aceste curse de charter care se înseamnă muncă foarte multă din partea companiei. De aceea salut ideea aceasta, inițiativa de a înființa un serviciu care să se ocupe efectiv de servicii și de relația aeroportului pentru deschiderea de noi linii, pentru că sunt în Europa suficiente orașe care ar dori să facă. Mai ales că Uniunea Europeană a luat decizia ca să nu mai existe curse interne prea multe, să nu mai să se reducă aceste curse tocmai pentru poluare, dar să se deschidă curse în exterior. Bun, am trecat să termin și cu această precizare. Domnule președinte, întrebările. Cine a făcut în primul rând acest audit? Doi, această societate pe acțiuni, în această societate, Consiliul Județean cât prevede să mai păstreze? Ce procent prevede să mai păstreze? Da. Și a treia, cum va fi făcută selecția pentru noul management? Da. Mulțumesc. Haideți să vă spun, haideți să o luăm așa, precizare. Cum se întâmplă că aeroportul din Bacău? Eu am precizat care au fost condițiile de piață. Nu neapărat aeroportul din Bacău, putea să se numească și aeroportul din Suceava, dacă Suceava era în mijlocul Moldovei și noi eram județ de graniță, adică eram în altă parte din punct de vedere al geografiei, lângă conflictul din Ucraina, să știți că nu era așa. S-ar fi orientat companiile către noi pe creșterea numărului de pasageri. E clar că afluxul de cetățeni din Republica Moldova cu afluxul de cetățeni din Ucraina, evident că a dus o creștere. Nu avea cum să vină de la Suceava, să vină direct la Bacău ca să crească această piață. Tocmai de asta în timpul pandemiei am gândit acest raport de audit să se facă independent, nu din cadrul serviciului nostru, deși și noi avem audit, dar este un audit care să-mi arate căile de urmat. Asta vreau să vă spun. Nu este un audit de conformitate, de regularitate, de verificare a unor documente contabile. Este un audit care să-mi arăte o zonă de dezvoltare, să-mi dea un plan de dezvoltare. Asta e ideea. De asta am și venit cu acest lucru. V-am spus că a și coincis. A coincis într-un mod, să zicem, într-un fel sau altul, noi la începutul anului tot veneam cu acest lucru. Auditul a făcut Sfera Management Solutions, SRL, din București. Din câte știu, au lucrat cei care sunt acolo la compania Deloitte. Știu că au mai avut contracte importante în auditarea unor, asta vă spun așa, din discuțiile cu dânsii, dacă nu mă înșel, au participat la un audit în Moldova pentru frauda aia de un miliard de euro sau ceva de genul ăsta, sau de dolari. Deci au în spate un... Dar noi, repet, n-am spus că e compania Deloitte. Ei dânsi au lucrat în Deloitte, au plecat și au înființat propria companie și i-am contactat văzând și oarecum experiența și legătura cu zona de aeroporturi să-mi facă un audit pentru dezvoltarea aeroportului. Nu vreau să scap niciuna dintre cele ce mi-ați spus. Mi-ați spus două întrebări. Vă rog să... Da, am zis cine a făcut, dacă cât ce procent
A, da, aici nu o să pot să vă spun un procent. Deocamdată transformarea din regie autonomă pe societate, pe acțiuni, pe care dorim să-l realizăm, vrem să vedem și ceea ce ne spune Casa de Avocatură, se va finaliza ca acționar unic Consiliul Județean, dar cu posibilitatea ca la un moment dat să vedem ce condiții trebuiesc îndeplinite pentru a le lista pe bursă. Și o să stabilim un procent în care, evident, Consiliul Județean să fie majoritar. Dar să atrag și partea de investitori privați, de oameni care au, să zic așa, și interese în zonă. Și compania aeriană, evident. Evident că și compania aeriană. Oricine poate fi binevenit și nu, eu cred că asta este, eu am mai spus-o, nu e prima dată când spun lucrul ăsta, că eu cred într-un parteneriat între stat și privat. Nu ne putem dezvolta separat. Eu trebuie să răspund la cerințele privatului și privatul să facă de așa, adică să ne completăm reciproc. Cred că asta este soluția dezvoltării, indiferent de administrație. Va ține cont de regimul de... A, și m-ați mai întrebat ultimul lucru, care va fi procedura? Procedura va fi extrem de transparentă, ca să nu... Ținând cont că aeroportul are undeva 120 de angajați, noi putem să procedăm în două feluri. Pe de-o parte, să selectăm noi managementul, pe baza unui plan de management, care să aibă la bază direcțiile pe care le dăm, strategia de dezvoltare a aeroportului, modul cum o face, este treaba managerului. Sau să avem o societate, o firmă independentă care să selecteze personalul. Cred că am să merg pe varianta a doua. Tocmai pentru a elimina din capul lui orice interpretare, o firmă independentă care să-mi selecteze personalul de conducere, personalul de management și care se bazeze doar pe principiile de dezvoltare care sunt în acest plan. Gândiți să atrageți și Aerostarul mai multe? Da, este și Aerostarul. Da, eu vă spun un lucru, să știți, și Aerostarul și alte societăți și Dedemanul sunt, evident că sunt binevenite în orice și nu numai. În orice variantă legală de asociere. N-am nicio problemă și ați văzut dumneavoastră zilele trecute, luni, am aprobat prin Consiliul Județean un consorțiu și avem și un cluster de dezvoltare pe învățământ. Eu consider că atât aeroportul internațional din Bacău, cât și faptul că e zona de... se repară... e mentenanța F-16 și suntem oarecum legați în treaba asta, e o zonă strategică. Tocmai asta trebuie fructificat. Noi nu suntem la zonă de graniță, dar suntem într-o zonă strategică. Tocmai de asta, să știți că gândirea mea a fost de așa natură încât să atragem și privatul care vine cu o activitate. Și aici o activitate care este destul de importantă, care este destul de importantă pentru aeroport. Știți când se lucrează pentru pista se închide ca să avem zboruri militare. Nu mai mult, vreau să vă spun că este foarte important să-l capitalizăm. Facem o societate pe acțiuni ca să o capitalizăm. Avem ocazia de a o capitaliza în așa fel încât să-i asigurăm și o zonă de dezvoltare. Ei până acum, regia autonomă, au fost extrem de bine ținuți în chinci de a se dezvolta din ce primeau, aia cheltuiau. Nu veneam cu o subvenție pentru că aveau, în mod evident, dezvoltare pe infrastructură de aeroport și din fonduri europene. Și atunci s-ar fi interpretat că este ajutor de stat. Orice buget pe care l-am aprobat și care s-a dat ajutor de stat, ați văzut, în cei doi ani, e greu de a mai fi susținut din punctul ăsta de vedere. Tocmai pentru că asta este și sincopa pe care o avem, dar care o au toate aeroporturile, nu doar noi. Am cerut înainte o situație să vedem, poate, cred eu că inventez apa caldă, să știți că nu. Avem Timișoara, e tot societate pe acțiuni,
Cred că Timișoara, ce mai era? Oradea? Sau nu? Mai știu exact. Avem trei aeroporturi din, de la nivel național, care sunt societăți pe acțiuni. Adică nu ar trebui. Sunt mai multe avantaje care mi le-au enumerat și cei din audit. Unu, accesarea unor fonduri europene, capitalizare, atragerea de investitori privați, o mai mare flexibilitate în a lua decizii, pentru că când îți mai mulți ochi, vin și mai multe idei și le alegem pe cele mai bune. Acum, deciziile erau luate în felul următor. Director general propunea Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație aproba și transmitea către, dar nu deciziile manageriale, atenție. Adică eu vreau să separ, că am văzut că se încearcă legarea foarte clară ca și cum noi am conduce aeroportul. Nu, noi am sprijinit aeroportul cu cofinanțare. Atât. Din alt punct de vedere, organizațional, ce se poate face, îl facem acum. Auditul vorbește ceva de prezența militară, de impactul prezenței militare? Nu. Sunt lucruri care, din audit, sunt confidențiale și nici nu le pot, nu pot să le expun. Tocmai de asta sunt două componente acolo. Și altfel, să știți că dacă nu avea un aspect confidențial acest audit, l-aș fi făcut public cu ceea ce aveam. Am spicuit din el ceea ce nu a afectat, să zic, confidențialitatea auditului. V-am spus care sunt direcțiile principale, dacă vreți să mai dezvolt, mai dezvolt pe concluzii. Și, adică, efectiv, nu am ce să ascund decât ce este, ce nu afectează, să zicem, funcționalitatea aeroportului, că la un moment dat noi suntem într-o piață concurențială. Îmi pot să dau date care ar putea să mă afecteze pe viitor. Există o statistică făcută, există o analiză foarte bine făcută, o analiză a activelor, o analiză a pasivelor, tot ceea ce înseamnă aeroportul, zone de dezvoltare, cum ar trebui făcut, știți? Dar sunt lucruri care țin de strategia noastră de a dezvolta aeroportul și care să nu-mi creeze un deficit ulterior în a-l aplica. Că mă trezesc, evident că este o bătălie, la urma urmei este o bătălie, că e vorba de Sibiu, că e vorba de Brașov, că e vorba de Suceava sau că e vorba de Iași, suntem într-o piață concurențială, de asta cred că se printează foarte bine o societate pe acțiuni. Mulțumesc. Și atunci, eu puteam întreba, dacă puteți punța, pe înțelesul tuturor, cum reorganizarea entității aeroportului ar face ca să fie în societate pe acțiuni, ar face ca toți indicatorii să fie foarte buni? Da, eu vă punctez. Indicatorii ca să fie foarte buni trebuie să fie foarte clari. Unu, de fapt, sunt formate de mai multe etape. Unu, obiectivul pe care vrem să-l atingem. Obiectivul care trebuie să-l atingem trebuie să fie măsurabil, trebuie să știm că îl putem atinge accesibil, realist și determinat în timp. Asta înseamnă că este măsurabil. Indicatorul prin care s-a atins acel obiectiv trebuie să fie foarte clar. Prin ce se fundamentează? Dau un lucru pe înțelesul tuturor. Numărul de pasageri, să zicem. Dar nu-i doar ăsta. Pot să zic o rata profitului. Îi stabilesc un indicator prin care, spunându-le mie, trebuie într-un an de zile, trebuie să-mi atingi 10% profit în funcționare. Profit și față din cifra de afaceri. Sau ating, am dat un exemplu, sau cresc numărul de servicii care le poate dezvolta aeroportul. Și stabilesc pentru servicii conexe, handling, pentru servicii comerciale, respectiv reclamă sau, să zic, spălătorie sau, să zic, școala de pilotaj. Am dat un exemplu care e în cadrul. Stabilesc ce anume profit trebuie să revină societății din aceste acțiuni, din aceste servicii. Eu... Deman Aerostar, vor fi interesați să devină acționar? Eu nu pot să vorbesc în numele de Deman Aerostar. Eu doar vreau să deschid vreau să deschid aeroportul pentru cei care sunt interesați. Dacă Aerostarul este interesat, sigur,
poate participa fără nicio, absolut fără nicio problemă, evident, dar noi, ca să ajungem la pasul ăsta, trebuie să facem ce este de făcut și trebuie să fim foarte clari în aspectul ăsta. Vreau ca după, noi suntem în faza de contractare a unei case de avocatură, stabilim pașii care sunt, vedem exact ce trebuie să fac din punct de vedere juridic ca să transform în societate pe acțiuni, trebuie făcut o evaluare activ-pasiv și măsuri dispuse în urma evaluării și după acest lucru, dacă devine atractiv pentru Dedeman, pentru Aerostar, pentru cei care sunt în zonă, dar eu sunt convins că majoritatea și nu numai populația din județul Bacău și nu numai din județul Bacău au interes să funcționeze aeroportul. În mod evident, toți cei care lucrează în această zonă au interes. Și eu vreau să privesc aeroportul ca o afacere și nu ca o întreprindere de stat. Trebuie să ieșim un pic din paradigma asta, trebuie să scoate. Am făcut investiția, felicitări, și o spun, să știți că nu o spun cu în ghilimele, felicitări fostei conduceri, s-au implicat, au reușit să investească 7. Nu cred că în țară mai sunt multe exemple de genul ăsta. De pe acum, la Brașov se chinuie să... Adică se chinuie. Reușesc să facă investiția, să dea drumul la aeroport. În Suceava iar, se extinde la Iași. Pe Iași i-a prins nepregătit. Dar la Bacău este un aeroport pregătit. Și este mulțumită lor. Și, bineînțeles, și a echipei din Consiliul Județean și a unei gândiri strategice de dezvoltare, de dezvoltare a infrastructurii pe termen lung, acum închidem acest lucru și trecem într-o altă etapă. Etapa de dezvoltare a serviciilor pe aeroportul internațional de Bacău. Etapa de dezvoltare a aeroportului internațional din Bacău, nu neapărat, repet, nu neapărat pe partea de infrastructură, ci să folosim infrastructura și să aducem profit. Așa văd eu. Va fi o provocare indiscutabilă pentru viitoarea conducere a aeroportului. Și de asta și selecția, vă mai tușez odată ceea ce a spus, va fi extrem de riguroasă, dar și extrem de transparentă. Credeți că puterea economică a județului este un factor determinant pentru funcționarea aeroportului în condiții optime? Puterea, noi trebuie să ne ridicăm la puterea economică a județului, să știți. Noi încă nu suntem ridicați la puterea economică a județului. Mă refer ca și aeroport. Puterea economică a județului este formată din oameni de afaceri extrem de potenți. Nu vreau să enumăr aici, dar plecând de la UMB până la Dedeman și Popas trebuie și Aerostar, schimb complex, sunt societăți redutabile nu doar la nivel național, ci și internațional. Noi trebuie doar să încercăm să intrăm într-un parteneriat onest și transparent cu dânsii. Iar partea de dezvoltare a județului, noi ca și Consiliul Județean, trebuie să încercăm să oferim anumite facilități, fie că vorbim de sănătate, am spus, investiții în sănătate, vorbim de infrastructură, trebuie dezvoltată infrastructură de transport, apoi infrastructura educațională. Pentru mine consider un ajutor extrem de important și de asta am și susținut în ședința de luni crearea unui consorțiu care să ne asigure atragerea de fonduri europene pentru crearea unui campus tehnic care să vină cu învățământ dual, tocmai în sprijinul acestor societăți puternice, acestor firme puternice care, în mod evident, se capitalizează la nivelul județului Bacău. Și trebuie să simtă în noi un partener. Nu punem, tocmai de asta, și modul defetist în care s-a pus problema de către partenerii noștri de coaliție, să zic așa, pun în ghilimele, dar parcă sunt în opoziție, modul defetist ne creează un deserviciu tuturor, nu doar, să zicem așa, de imagine, punem PSD-ul peste tot ca siglă și înseamnă totul rău. Nu. Acolo, echipa de acolo, PSD, a investit 75 de milioane de euro, e vorba de a trece la o altă etapă, întâmplarea sau să zicem complexul nefericit care a generat mutările de piață au urgentat, să zic așa, au urgentat ieșirea mea în spațiu public pentru că în mod firesc știți când aș fi făcut această conferință? Când aveam toți pașii foarte clari, adică
Mai aveam într-o săptămână să mă întâlnesc cu Casa de Avocatură, să-mi stabilească ce este de făcut. Și apoi, hotărârea de Consiliul Județean, aș fi explicat pe larg de ce vreau să transform regia autonomă într-o societate pe acțiuni. Nu e o chestiune care am făcut-o pe genunchi, nu m-am gândit, haideți să ieșim din impasul ăsta de imagine, să zic așa, cu aeroportul și să venim. Soluția a fost gândită de un an de zile. De un an de zile încercăm să găsim soluții pentru aeroportul internațional. Să știți că am avut colaborarea conducerii de acolo. Toate datele puse la dispoziție, am spus și de ce, am spus de la început, deși s-a creat atunci o discuție că se urmărește ceva. Nu, vreau să constat ce este acolo, nu în sensul a posibilităților de dezvoltare. Că în rest, în fiecare an, să știți că au fost verificați și de Curtea de Conturi și de auditul de la noi pe zona financiar-contabilă. Fluxurile care trebuie să îmbunătățite nu puteau să fie în atributul auditului de la noi. Aici trebuia să vină cineva care are experiență în zona activității aviatice comerciale, să știe cam ce ar trebui să mai facem. Noi avem o posibilitate și asta a reieșit de a face venit din reclame. Lucru care nu s-a întâmplat. Am fost orientați pe dezvoltare, care trebuie contabilizate, adică trebuie transformate în profit. De asemenea, și zonele din jurul aeroportului trebuie fructificate. Eu să știți că de un an de zile încercăm, și asta vreau, identificăm teren din jurul aeroportului care ori să-l expropriez ca să-l avem în proprietate, să-l punem la dispoziția celor care sunt interesați să construiască în zonă, ca să vin și eu ca o parte de contribuție, ori de cumpărat, deși e mai greu, pentru că cumpărarea presupune în mod cert o sumă foarte mare pentru Consiliul Județean. Fiind din zona aeroportului, e scump. Nu exclud sub nicio formă pe viitor. Uitați, Consiliul Local Bacău are terenuri în zonă. Iar putem să le legăm de așa natură încât să facem o zonă de dezvoltare. Acum, vă spun, un traseu foarte clar, eu o să-mi urmez calea pe care am plecat, o să avem partea juridică să vedem ce presupune, sperăm să nu avem acolo anumite condiționalități, dar cred că odată ce în țară mai sunt aeroporturi pe societăți, pe acțiuni, cred că nici pentru noi nu va fi un impediment în sensul ăsta. Vizirea închisă acum mâine de 29 octombrie baza de la Chișinău, din motive de securitate. Credeți că are astfel de temeri și în cazul Bacăului? Nu! Nu cred că are astfel de termen, ați văzut, comunicatul lor a fost extrem de rapid și pe mine m-a surprins, pentru că după discuția n-a durat decât jumătate de oră de când m-a anunțat președinta executivă, până când au publicat pe boarding pass faptul că retrag un avion din Bacău, că vor continua colaborarea cu Bacău. Eu am avut, nu pot să intru în contractul care are o clauză de confidențialitate, dar discutând cu președinta și cu jurista de acolo, ei au o asemenea libertate de a schimba rute și de a muta baze fără să aibă nicio consecință. Plus că mai e ceva extrem de important. Noi discutăm cu o companie care este internațională, nu-i românească. Noi trebuie să încercăm să ne pliem pe ceea ce își dorești dânsii să facă și să venim oarecum să devenim noi atractivi. Un lucru care l-am negociat și de care m-am ținut de cuvânt la finalul anului a fost să micșorăm taxele. Asta, faptul că am micșorat taxele și tarifele pe aeroport, eu cred că o să conteze pe viitor. Contează tare mult, evident că fiecare operator trebuie să facă profit, dar și aeroportul trebuie să facă profit. Vizavi companiei
Na, eu nu fac speculații din punctul ăsta de vedere, eu o tratez ca o companie cu care avem o colaborare, cu care o să continuăm colaborarea, mai avem o companie, Air Italia, care au preluat niște curse, sperăm să mai preia niște curse, niște rute, și am în vedere și o companie românească pe zona internă. Dar până când nu se realizează ceva, nu vreau să vorbesc înainte, că după aia o să fiu dus dat în derizor și poate și criticat din punctul ăsta de vedere, dar nici nu face parte din modul meu de lucru. Eu ce pot să transmit? Pot să transmit că avem o să încercăm să facem de așa natură încât să reparăm tot ce se poate repara. Nu fac promisiuni decât cele care mi le pot asuma și una dintre ele este că vreau să transform aeroportul într-o companie care să genereze profit. Sunt câteva variabile și v-am spus, ați văzut, una din variabile care efectiv nu ține de județul Bacău sau de aeroportul din Bacău, o reprezintă piața comercială aviatică. Ori aici ați văzut, fără niciun avertisment, pe un aeroport din Italia, Wizz Air a plecat fără prea multe explicații. În 4 aeroporturi sau 3 aeroporturi în aceeași perioadă. Ei s-au reorientat pe piață. Asta nu înseamnă că nu mai operează. Dacă va fi profitabil, o să vedeți o creștere a rutelor. Dacă nu va fi, evident o scădere. Noi încercăm să compensăm acest lucru. Evident că în acest moment nu-i ceva favorabil. Și noi am avut un șoc prin mutarea acestui, că am pierdut cred că 3 rute, dar tocmai de asta cred că se impune urgentarea a transformării acestui regii autonome în societate pe acțiuni, care să ia deciziile orientate efectiv pe realizarea unui profit și pe deschiderea către a crea noi rute și pentru a crea nu în ultimul rând, mai multe servicii pentru aeroport, care să aducă profit. Păi tocmai asta, în momentul când am redus, ne-am orientat în așa fel încât să fim într-o zonă competitivă cu Suceava și cu Iași. Taxele negociate au fost negociate cu Wizz Air. Asta a fost și surpriza mea, pentru că noi pe la mijlocul lunii decembrie, noi am negociat taxele respective, le-am și aprobat, le-am transmis. Un lucru așa ca o off the record, să zic, deși acum nu poate fi off the record, e faptul că aproape erau cei cu care se discuta, asta mi-a transmis doamna președintă, erau oarecum jenați, pentru că știau că am făcut eforturi de a mări rutele, știa că am avut am făcut anumite demersuri, cu atât mai mult cât am îndeplinit cam tot ce dânsii și-au cam solicitat. Nu comentez politicile unei companii internaționale, nu am cum, nici nu vreau, nici nu-mi permit, ci doar încercăm să ne pliem pe cerințele acestora, doar să nu ne aducă nouă de servicii. Cam asta e. Da, mai sunt... Să știți că, dacă ați observat, eu am început conferința de presă cu un mesaj. Mesajul pe care l-am dat a fost în felul următor. Doresc ca în anul care urmează, atât Consiliul Județean, și eu ați văzut că am fost deschis, am organizat conferința de presă de câte ori a fost nevoie, dar și instituțiile pe care le avem în subordine să comunice transparent cu presă. Pentru că dacă nu se comunică, se creează confuzii. Și dacă se creează confuzii, evident, ne creează nou un deficit și dumneavoastră.
o dezinformare fără să fiți informați. Cel mai corect este să ieși cu orice problemă pe care o ai, o expui și rămâne cetățeanul să te judece pentru anumite lucruri pe care le expui în momentul în care ai transmis presei. Mulțumim și noi!